Furtunile care au provocat pagube în Europa au ajuns și în România. De altfel, meteorologii au emis deja un cod portocaliu de ploi abundente în mai multe zone din țară, iar întreg vestul României este în acest moment sub cod galben de ploi. Alina Șerban, de la Administrația Națională de Meteorologie, este în acest moment în direct cu mai multe informații. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult! Ce ne așteaptă așadar în orele, dar și în zilele următoare? Bună ziua, bun găsit tuturor! Vorbim de o schimbare semnificativă în aspectul vremii. De altfel, în partea de vest, de nord, de centru a teritoriului, deja s-a răcit accentuat. Vremea a devenit rece pentru această perioadă. Sunt active sisteme noroase ce determină ploi sub formă de aversă, care vor persista chiar până în după amiaza zilei de mâine, de duminică, și vor determina cantități importante de apă, cantități ce se vor aduna prin acumulare, vor depăși 20, 30, izolat, 40, 50, poate chiar 60, 70 de litri pe metru pătrat în zonele montane, care se regăsesc sub incidența unui mesaj de avertizare cod portocaliu, ce vizează exact acest aspect, acumularea unor cantități importante de apă, dar într-un interval destul de lung de timp. Vorbim de sâmbătă până duminică după amiază. În partea de sud și de sud-est a teritoriului, vântul se va intensifica din noaptea de sâmbătă spre duminică. Pe parcursul zilei de duminică va sufla cu rafale în general de 55-75 de km pe oră, iar în zonele montane mai mult de atât, pe creste peste 80-100 de km pe oră. Deci vorbim de intensificări ale vântului în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, în Moldova, în sudul și estul Transilvaniei, pe arii mai restrânse în celelalte regiuni, precum și în zonele montane. Și dacă tot amintim de zonele montane, să spunem și faptul că aici, mai ales pe creste, precipitațiile se vor transforma, vor apărea și sub formă de lapoviță și ninsoare, în condițiile în care o masă de aer rece se va extinde pe tot teritoriul și va determina duminică vreme deosebit de rece în vest, în nord și în centru, și răcoroasă, aș putea spune, dacă ne raportăm la norme în partea de sud și de sud-est. În aceste condiții, maximele se vor situa în marea lor majoritate între 12 și 22 de grade, poate ușor mai scăzute în Maramureș și în nordul Moldovei, în depresiuni, și ușor mai ridicate în sudul Dobrogei.